În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Slăviți să fie Domnul! Amin. Iubiți frați și surori, momentul cinzecimii, când Duhul Sfânt s-a pogorât sub forma limbilor de foc peste apostoli, a fost momentul în care s-a întemeiat Biserica Creștină. Biserică creștină care începe să se extindă în toate părțile Imperiului Roman și ajunge prin cuvântul apostolului Andrei până în Ținutul Dobrogei noastre. Astăzi, în duminica a doua după pogorârea Duhului Sfânt, iată, sărbătorim pe toți sfinții români. Dacă în prima zi după nașterea Domnului Iisus Hristos este sărbătoarea închinată Maicii Domnului firesc, pe aceea este sărbătoarea închinată Sfântului întâi martir și arhidiacon Ștefan, sărbătoarea Paștilor are 3 zile, iată că și sărbătoarea Rusaliilor, a doua duminică, căci este duminica Rusaliilor, prima duminică a tuturor sfinților, și această duminică este închinată tuturor sfinților români. Putem spune, așa cum le-am zis și la Ghilad, că este o zi națională, pentru că iată, glia asta noastră românească a primit în ea trupuri ale sfinților noștri care au gândit ca și noi, care au simțit ca și noi, care au avut o viață asemănătoare nouă. Și aș vrea să vă spun o poveste acum. Undeva pe teritoriul acestei țări, într-o familie de țărani, într-o zi de iunie călduroasă, se aude plânsul unui copil și casa se umple de bucuria nașterii unui prunc. E o bucurie mare că se naște un prunc în acea familie. Primul copil. Și se gândesc ei să-l cheme Iliuță. Și așa îi pun numele, Ilie. Și toată lumea îi zicea Iliuță. Durerea vine după aceea când își pierde mama la 6 luni și rămâne în grija bunicii și a tatălui. Dar pentru că vremurile erau tulbure, în 1916, la 3 ani, adică că în 1913 s-a întâmplat asta, își pierde și tatăl. Și rămâne în grija mamei, a bunicii, a Mariei. Maria care, pentru că deasupra familiei s-a bătuse în cazurile astea, avea un gând să-și dedice viața lui Dumnezeu, să se călugărească. Și nu poate, că trebuie să aibă grijă de Iliuță. Și se roagă la Dumnezeu să-i dea viață lungă, ca să poată să-l îngrijească cât mai mult. Dar zilele se sfârșesc și Iliuță rămâne fără nimeni pe pământ. Și atunci îl crește un unchi. Dar cât a stat cu bunica, căci mama n-a apucat să-i insufle dragostea de Dumnezeu, să-i vadă bucuriile și sentimentele lui. Atunci bunica a suplinit-o pe mamă și a insuflat în suflet dragostea față de Dumnezeu, față de biserică. Și atunci el a avut 2 scăpări. Într-una dintre poezii spune că atunci când bat clopotele de Paște, el nu se duce ca toți copiii bucuros acasă, se duce la mormântul mamei în cimitir. Se zică și ei, Hristos a înviat. Și Iliuța acesta crește mare, având tată pe Dumnezeu și mamă biserica. Și unde să se ducă când se face mare la 20 de ani? Se călugărește și ia viața călugăriei în piept. Și așa se duce în viața aceasta de călugărie și pleacă pe alte meleaguri, aproape de pașii lui Hristos, unde a fost pașii lui Hristos, pentru că acolo își dorea el și își dorea liniștea și ajunge în ținutul acela
al Horebului, al Hozevului, și el este nimeni altul decât Ioan Iacov Hozevitul. De aceea am vrut să spun aceste lucruri, pentru ca să vă pun în față un sfânt al nostru drag nouă tuturor, Ioan Iacov de la Hozeva. Și aș vrea să închei așa prin versurile lui, pentru că a scris și versuri, a scris și cărți. Din groapa stricăciunii, săpată de tiran, se va scula cu slavă răsadul lui Traian. Dumnezeu să ne dea sănătate, Dumnezeu să pogoare asupra noastră tuturora, în inimi, în suflet, în trupul nostru, pace și liniște, și Duhul Său cel Sfânt să vină să ne sfințească pe toți, căci iată, în această frumoasă zi, putem spune, de duminică, în care sărbătorim toți sfinții noștri, ne-am întâlnit cu toți aici. Eu la biserică, la Ghilale, am spus în felul următor: când intrăm în cimitirele noastre, pentru că de acolo, de jos, s-au ridicat, așa cum și Ioan Iacov Hozevitul s-a ridicat de la o pincă, s-au ridicat oameni care au dus o viață curată, și poate în mormintele din cimitirele noastre sunt sfinți, și noi trebuie să le aducem cinstire tuturor sfinților români, pentru că, așa cum am spus și la Ghilad, vedeți, un copil, un om, ca să fie sănătos, să fie un om de plin, să fie un om puternic, un om pe care să te poți bizui în viață, trebuia să aibă o naștere bună, trebuia să aibă o mamă bună, trebuie să aibă o creștere bună, să aibă o învățătură aleasă. Ori toate astea noi le-am primit de la mama noastră, de la biserică. Suntem născuți bine prin botez. Vedeți, noi primim și taina mirungerii, primim și taina comunicării, primim și taina botezului în același timp. Nu așteptăm să le dăm copilului pe rând, eu știu, sau să așteptăm ca el, îi dăm de mic să fie născut bine, îl învățăm după aceea rugăciunile ortodoxe, îl învățăm să trăiască ortodox, îl învățăm bine, ca el mai târziu să fie un membru puternic și de nădejde al bisericii noastre, și să-L mărturisească pe Hristos cu toată puterea și cu toată ființa sa. Amin.